Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Bună ziua, în studioul nostru se află Mihai Sturzu, deputat independent, acum candidat din partea Partidului România Unite la Camera Deputaților. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu emoție mă așez din nou aici la masa studioului Europa FM. Dar uh, nu ați mai venit în calitate de politician. Nu, e primar, E primar. Domnule Sturzu, deschideți lista PRU la Brașov, nu? Da, da. Ați fost lider al Tineretului Social Democrat, o funcție importantă. V-ați dat demisia în urma unui conflict public, direct cu Liviu Dragnea, președintele PSD, după cinci ani în care ați fost membru al celui mai mare partid. Dumneavoastră l-ați acuzat atunci că rămâne lider al PSD, deși ați spus, vă citez acum, mi-e rușine, dar pe site-ul în altei curți, la secțiunea corupție, scrie Liviu Dragnea. Dumnealui v-a dat replica atunci și a spus că dumneavoastră i-ați propus să mergeți la sediul PSD după tragedia de la colectiv cu un grup de tineri, să înscenați un uh, conflict. Cum a fost, de fapt? Da. Uh, acum. Și de ce ați plecat, de fapt? Să o luăm pe rând. Eu am plecat din PSD în momentul în care, pe bună dreptate, oamenii din jurul meu îmi spuneau un lucru foarte simplu. Nu poți să susții în Parlament să facă legi un om care încalcă legile. Punct. Poate să-l oricum. Dragnea, Sturzu, Ponta, Iohannis, Cioloș, Georgescu, Popescu, Ionescu. Nu poți să-ți spui, eu fac legi pentru țara asta, dar sunt și un pic condamnat pentru alte legi. Repet, indiferent de personaj. Întâmplător, președintele Partidului Social Democrat la acea vreme era Liviu Dragnea. Și asta i-am spus public, i-am spus-o și privat. Și asta i-am spus, eu am fost pe stradă. Eu am fost după colectiv, eu am fost la concert în colectiv, el n-a fost. Eu am fost pe stradă și am spus, m-am întâlnit acolo cu oameni de bună credință. Sunt convins că au fost și agitatori, că au fost și unii care au coordonat. Și normal, mereu e să întâmplă așa. Nu probe despre Mereu e așa. Eu am, fost pe stradă, doamne. I-am văzut. La orice astfel de manifestație, evident că sunt unii care spun și acum să o luăm în stânga, să o luăm în dreapta, ăla care dă tonul. Bineînțeles. Eu am văzut însă și oameni de bună credință care exact asta spuneau. Exact asta spuneau. Și zic, hai, tu ești un om cinstit, de onoare, te știm de ce nu poți să faci un pic mai mult să impui niște reguli în partidul, că e cel mai mare partid din România? spus domnul Dragnea. Nu, asta vorbeam eu cu oamenii pe stradă. Pe stradă, în piața universității, după colectiv. Am avut discuția cu Liviu Dragnea la sediul partidului. Ca așa era. Abia după congres nu m-am mai lăsat să intru, dar asta e altă poveste, la fel de amuzantă. Și am spus, fost pe stradă. Eu am întâlnit cu oamenii acolo care nu au nimic, nu votează, nu sunt, au nebunit brus și urăsc PSD-ul. ci spun niște lucruri de bun simț. De ce să nu să aplicăm aceste principii Că sunt unii în care și eu cred e, De aici ce a inventat domnul Dragnea e fixă Deci istorie. E invenție ce a spus la da, 100. Da. Iar, iar timpul confirmă treaba asta Eu am plecat bine mersi din PSD n am avut nicio treabă, nu o să m-au zis pe mine Bătând monedă pe povestea de la colectiv Alt cândva decât atunci când sunt întrebat nu, De ce ați ales asta. PRU? Pentru că și în PRU sunt oameni Care au probleme cu justiția Am candidat. Eu am candidat la locale la Brașov Independent Am spus Pentru primărie uite, Pentru primărie, da din fericire, aproape 10.000 de brașoveni au avut încredere în mine și au spus: Noi credem că un astfel de om poate să ne reprezinte. Mai mult, noi credem că proiectele care țin de brașov, aeroportul brașov, un spital regional la brașov, locuri de muncă mai bine plătite pentru brașoveni, investiții, toate sunt lucruri care să, să dea brașovului mai multă putere, mai multă valoare, să aducă dezvoltare în orașul și județul nostru. Și după alegerile locale, eu eram, vă spun și acum, foarte entuziasmat. Nu, a, a fost un scor mult mai mare decât mă așteptam să să primesc. Și eram ferm convins că voi candida independent la Parlament, călare pe uh, Rosinanta, ca Don Quixote, să ne luptăm. Uh, problema însă este în. Știți cum e? Diavolul se ascunde în detalii. Legea electorală, de fapt, nu prea dă șanse independenților să, uh, să intre în Parlament. Nu ați votat și dumneavoastră? Uh, nu am fost în Comisia cod Electoral. În, în parlament în parlament în plen. Da, da în plen votez ce spune comisia că de asta avem comisie. Deci eu recunosc. Eu sunt unul dintre parlamentarii care recunosc că nu se pricep la toate. Deci eu sunt la Comisia de cultură și mass-media, vorbim până vă plictisiți dumneavoastră despre radio, televiziune, publicitate, drepturi de autor, timbru cultural. Știu lucrurile astea. În rest, la ce nu pricepe cred că pe oameni Așa, de, de specialitate. Așa și cum ați Bun, luat și după, PLU, studiat, deci și, după ce am studiat, ce am studiat această lege, mi-am dat seama că nu ai altă șansă ca independent, cât, nu ai nicio șansă ca independent, poți să intri în Parlament într-un partid. Și vă spun cu toată sinceritatea, toate partidele m-au sunat. Deci, practic, eu în momentul în care singur, deci absolut, adică am fost o echipă de cinci oameni. Eu și încă doi prieteni și două prieteni. Asta a fost toată echipa noastră de la Brașov. Și în momentul în care noi am apărut pe harta tuturor partidelor, toți m-au sunat. Toți, 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 vină la noi, vină la noi, vină la noi. Eu am avut o singură condiție. În primul rând, că m-am prins că nu există partide perfecte. Deci, atâta timp cât oamenii în România nu au inventat, nu au putut să construiască partidul în care să nu există corupție, să există transparență, să există corectitudine, să nu fie ipocrizie, vă spun sigur că toate partidele sunt la fel. Și atunci, eu am privit altcumva această intrare într-un partid de la Brașov. Și am intrat în partidul care m-a asigurat că noi, la Brașov, suntem independenți de orice altceva. Deci eu am construit la Brașov o organizație de oameni extraordinar de muncitori, cinstiți, profesioniști în domeniul lor. Sunteți șeful filialei de la Brașov? Sunt a cel care se ocupă da de, de această... Eu mult spus președinte că suntem colegi acolo, suntem o echipă... nu M Am înțeles, v-a dat aceste asigurări. Dar repet da. întrebarea, și la Pereu sunt oameni care au probleme cu... La toate partile sunt oameni care au probleme cu legea. La absolut toate de partile. Deci eu am renunțat la această, la această speranță aproape utopică a mea din fericire, la PRU eu nu știu să fie oameni condamnați. Deci, deocamdată... Sunt urmăriți penal. Urmări, urmăria penală, că eu am și spus lucrul ăsta. Eu nici la PSD nu am cerut să, fie, să se suspende cineva pentru urmările penală, ci doar pentru trimiterea în judecată. Pentru că pe noul cod penal, dacă doi oameni fac un accident aici la colțul uh, imobilului dumneavoastră, se dau jos și își dau câte un pumn în cap, e dusar penal. Începe urmăria penală. Acum, nu sunt nici absurd, dar atâta timp cât la noi la Brașov oamenii l-au votat pe George Scripcaru, pe care nu l-am votat, dar îl respect că l-au votat oamenii care are probleme penale, atâta timp cât în toată țara oamenii au spus băi am votat pe unii care au făcut treabă, eu nu vreau să contrazic cu oamenii ăștia, pentru că, până la urmă, democrația dă dreptate majorității. Ne place sau nu ne place. Haideți să vorbim un pic și despre activitatea dumneavoastră. Aveți deja un mandat, e aproape gata. Da, da, deci, patru da. ani în Parlament. Ați declarat că trecerea de la politică, de la muzică la politică, a fost pentru dumneavoastră una dramatică. Dați-mi un exemplu de situație dramatică prin care ați trecut în Parlament, ca parlamentar în acești patru ani. Ce va marca cel mai mult? Felul în care niște oameni își făceau legi să fure, doamnă. Deci la noi, la Comisia de Cultură, în fața mea, niște ilustri, monștri sacri ai, ghirimele sau nu, ai culturii românești, să certau cum să-și facă lege astfel încât să primească bani nemunciți. Asta este -a dramatic a jucat. pentru mine. Da. Legea timpului cultural este o, o, o lege prin care niște entități, care nu au nicio legătură nici cu artistul, care are, desfășoară un act cultural, nici cu cel care cumpără acest act cultural, indiferent că este un serviciu, dacă este un concert, de exemplu, sau o operă de artă, un obiect în sine, ei intervin în această relație între artist și cumpărătorul artei și iau de acolo un procent. Ceea ce mi se pare complet... Este, suntem singura țară din lume care face lucrul ăsta. Și am fost, Aveți? mi s-a părut dramatic să văd mari actori, mari scriitori, oameni pe care îi respecti la televizor, cum se luptă, cum țin cu dinții de niște privilegii pe care eu sunt convins că le-au dat politicienii de-a lungul timpului ca să-și asigure, așa, o, cum să spun, niște Apropo ode de din partea acestor oameni. Da. Care ziceți că nu se dau un lături de la astfel de lucruri și Partidul România Unită promovează revenirea la valorile de bază și spune pe site-ul partidului că Partidul România Unită spune că idealurile noastre sunt o Românie puternică și unită, respect și drepturi reale pentru fiecare cetățean român. Ce înseamnă drepturi reale pentru fiecare cetățean român? Hai să vă spun, apropo, tot din a... muzică. Vă dau un exemplu. Așa. În Franța există o lege, sunt convins că sunteți la curent cu ea, prin care uh, radiodifuzorii, cum ar fi Europa FM, dacă ar fi în Franța, ar fi obligat să difuzeze 50% muzică franțuzească. De ce? Este o măsură prin care statul francez are grijă de uh, muzicienii săi astfel încât banii care revin din drepturi de autor, drepturi conexe, drepturi de interpretare, să rămână în Franța. Noi încă dinainte să intrăm în, să intrăm în politică, am încercat și noi muzicienii din România să că putem să obținem o astfel de lege în România. Ce credeți? Ni s-a explicat de la Bruxelles că Ci, de unde un, de la unele țări am avut și noi legături cu... N-am fost acolo, o delegație, nu știu să vă spun, că eram mici, nu ne să vă spun cine era... Ne-am văzut cu niște oameni importanți pe la Parlamentul European, pe la Bruxelles, și ne-a explicat că Uh, unele țări sunt mai egale decât altele și Uniunea asta europeană. La noi, de exemplu, la noi în țară, eu sunt din Brașov, la noi se taie pădurile, doamnă. Se taie păduri. Da, știu se că ta... se, taie pădurile. Bușteni, pleacă trenul cu bușteni. Da, uh, nu știu cine taie puștenii ăștia, nu știu cine își plătește, cine își permite să... Eu sun la 1 2 mereu când văd un camion pe stradă. Și atunci Partidul România Unită spune stop de frișăilor și sport, stop exportului de lemne prelucrat. Pentru că la noi în țară se închid fabrici de cherestea și fabrici de mobilă Când pentru nu că Nu a fost o bușteni. inițiativă a guvernului Ponta, dacă mi-aduc bine aminte, anul trecut, de uh, limitarea exportului ba da, temporar? Ba da, ba, da, ba, da, ba da, asta trebuie să facem. De asemenea, o chestiune foarte importantă. Uh, chiar zilele trecute stăteam de vorbă cu prietenii mei de, de la Feldioara, de la Rodbav, de lângă Brașov, care sunt în agri, fac agricultură. Știți că noi deja am vândut 40% din suprafața țării? Președintele spune 30%. Uite, uite, îl credem pe președinte. E bine? Alții spun că nu avem exact o hartă. Nu avem exact o hartă, dar vă spun că din estimările uh, realiste, terenul arabil am vândut, am vândut aproape 70-80% din el. Doamne ferește să ajungem ca noi în țara noastră 70 să muncem din terenul arabil, da. Și 30% în suprafața totală. De unde știți? Vă întreb pentru că Doamne, uh, domnul sunt, Steriu, care a fost secretar da. de stat și a fost la Ministerul Agriculturii da. atâția nu o să vină domnul Daniel Constantin. Îmi eu de ce că bine nu să le întrebăm. O hartă. Sunt estimări. Evident exact. că nu pot să vă spun că am 69,383 păi hectare astea de Sunt estimări atunci? din presă. Sunt estimări făcute de analiști independenți, recunosc, nu de la guvern. Sunt oameni, citesc și eu, nu sunt agricultori, v-am spus. Dar sunt estimări pe care oamenii le simt și le știu. Ați atunci... mai spus despre asta. Haideți să vorbim și despre alt punct care loc. este la... Uh în programul partidului pentru care candidați susține, printre altele, că exodul forței de muncă din România ar putea fi limitat prin, citez acum, adoptarea de soluții de stimulare a angajatorilor pentru a le oferi tinerilor absolvenți de top salarii cât de cât asemănătoare cu cele din Uniunea Europeană pentru a se reduce acest exod. Cum s-ar putea face asta? Adică cum ar putea fi obligat o firmă privată să acorde un salariu mare? Nu poți să obligi o firmă privată decât printr-un cadru legislativ care, de exemplu, să ridice cuantumul salariului minim pe la 2.000 de lei. Este o discuție pe care am avut-o și în 2012, exact pe vremea aceasta. 2.000 de lei salariu minim. Da. A, astăzi este 1.250 de lei salariu da. minim. În 2012 era 600. Deci de lei. Deci guvernul și care să facă asta pentru toate firmele bune păi, și, de stat, salariu și de stat și de economie. este Salariul minim pe economie, economie. Minim păi pe economie transcede a, în domeniile public și privat. Iar în ceea ce privește salariile de la stat, noi vom propune un raport între cel mai mic și cel mai mare salariu de la stat de 1 la 10. Practic, dacă salariul minim pe economie va fi 2000 lei, cel mai mare salariu pe economie al, pe, cel mai mare salariu în sistemul de stat al președintelui României probabil va fi de 10 ori mai mare. Eu cred că uh, sunt chestiuni de bun simț. Pentru că, repet, te duci și am văzut și eu, te duci în, la noi în supermarketul, sunt toate cartierele pline de ele, aceeași conservă. Deci exact aceeași conservă. 1 la 1, la noi costă 8 lei, 9 lei, în Germania costă 40 de eurocenți. Aceeași. În timp ce noi avem salarii de 5-6 ore mai mici. Asta este problema. Noi la Brașov nu avem neapărat o problemă cu locurile de muncă în modul. nu avem, nu avem șomaj mare. Avem o problemă cu locurile de muncă prost plătite, doamnă. Asta este problema, în acest moment, a economiei românești. Iar lucrurile astea se pot face. Dacă s-au putut face între 2012 și 2015 să ajungem de la 680 de lei la 1250, eu sunt convins că ne putem asuma, ca în următorul uh, interval de guvernare, să putem să ajungem la 2000 de lei sau minim pe economie. Adică până în 2020. Probabil că mai repede. Ca deputat PSD a semnat peste 70 de inițiative legislative, 21 au fost adoptate, au devenit legi, așadar. Vă întreb mai întâi, înainte de a vă întreba de care sunteți da. cel mai mândru, de ce credeți că în calitate de membru PRU puteți face mai mult decât ați făcut-o în calitate de membru PSD? Haideți să vă spun cum funcționează sistemul intern al Parlamentului. Eu am învățat foarte repede și vă dau, și se conectează cu, apropo, o lege de care sunt foarte mândru, că am lucrat la ea, legea voluntariatului. Atunci când vrei să treci o lege și nu ești uh, vreun lider maxim de partid și vrei să-ți aroși tu toate meritele și să te bați cu cărămida în piept, faci un lucru foarte simplu. Te duci cu legea, care este printată pe bucățică de hârtie și te duci la cât mai mulți parlamentari de la cât mai multe partide să o simneze ca inițiatori. De ce? Pentru că eu am învățat în Parlament, asta e, e experiența pe, cu care nu, nu ai înainte să intri în Parlament, nu te învață nimeni la nicio școală, Când în momentul în care o lege ajunge la comisie și dumneavoastră sunteți de la PSD, eu de la PRU, domnul care ne filmează de la PNL, hai să zic că nu are microfon, îl certăm pe el acum, ia legea, ce domnule, cu e legea asta, ia uite, PSD-ul, nu-i bună. Dacă, Așa se întâmplă. da, dacă, zice. ia legea, dacă ia legea și vede că au semnat și de la ei, și a, hai să o discutăm, hai să vedem. Și atunci, de fiecare dată, și vă spuneam cu legea voluntariatului, eu am lucrat, au venit, am lucrat cu federații de ONG-uri, cu ONG-uri, m-am întâlnit, am făcut dezbateri în toată țara. Puteam foarte bine să semne singur, că avea exact aceeași valabilitate din punct de vedere Tehnic. Intra în Parlament, se dezbătea legea. Am semnat-o cu 106 deputați și senatori din toate partidele. De ce? Pentru că eu sunt un om care înțelege că face legi în beneficiul cetățenilor și eu cred că cetățenii sunt șefii mei, nu în beneficiu personal sau al partidului din care face parte sau din cine știe ce motive de piar. Și atunci eu nu cred că dacă ai o lege bună, doar că se pun pe picioarele din spate niște uh, colegi de la alte partide, nu va trece legea Deci, în ceea ce mă privește, veți vedea că legile mele de cele mai multe ori sunt semnate cu parlamentari din toate partidele. Care este relația PRU cu Victor Ponta în acest moment? PRU este partidul care și-a asumat public că îl susține pe Victor Ponta prim-ministru. Și domnul Ponta spune că rămâne la PSD. Domnul Ponta e pe afișele Partidului România Unită, ce să vă spun. Și cum uh, se poate? Se poate pentru că... Adică, de ce nu e membru PRU? Asta se l întrebați Dar nu vi se pare ciudat? Nu. 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 Mi se pare, mie mi se pare mai ciudat. Adică că, susțineți mie mi se pare mai ciudat pe că cineva există din un alt domn... partid? Da. Mi se pare mai corect să susții pe cineva din alt partid care și candidează și o să ia voturi de la români, decât să susții pe cineva din afara oricărui partid care nici măcar nu candidează. Să fie cum își dorește domnul Cioloș, să fie prim Nu exemplu. e o anomalie aici? Ba da, mi se pare un atac la democrație ca domnul Cioloș să nu, vrea să fie prim-ministru fără să fie votat anume. Nu e un candidat al altui partid. Nu, nu e anomalie, pentru că noi ne-am asumat public câteva chestiuni care au... Eu am lucrat, eu am fost consilierul Victor Ponta, nu mi-e rușine de lucrul ăsta, mi-am asumat inclusiv proiecte pe care le-am făcut la guvern. Și de ce nu guvern. intră în PRU atunci? V-am spus, întrebați-l pe el, noi îl așteptăm în PRU. Vine la ședințele partidului? O să mai avem, vă spun peste două săptămâni. <laughs> Vreți să spuneți din când în când sau ce? <laughs> vă spun peste două săptămâni. Um, deci nu confirmați, 47% din oamenii din țara asta în România spun că Victor Ponta a fost un primistru bun și foarte bun. Există unii care spun, domnule, că a plagiat Victor Ponta, îngrozitor. Îi spun, cum să spun, puie Monta. Să Apropo, zucă, sunteți bon. în comisia... Așa. În o secundă, comise. nu mai puțin să termin, dar vă spun. Așa. Noi credem că o mare parte din lucrurile pe care Victor Ponta le-a făcut în țara asta sunt bune. Vă spuneam mai devreme de salariul minim pe economie care a ajuns de la 680 la 1250 de le lei. -a. a fost un lucru bun. Eu personal am avut această discuție și te vă fac cu confidență acum în 2012 exact în vremea asta candidam împreună la Parlament și în programul de guvernare al USL pe vremea aia, era această măi Și am întrebat și zis, dublăm salariul meu, cum să spun așa, nu cred. Și eu, păi, uite, eu spun om ce. Deci, ai încredere că se poate. Și mi-a dovedit că s-a putut. Sunteți prieteni? Apropo. Eram pe vremuri era mai mult prieten. Înainte să intru în politică, eram prieten mai, mai bun ca acum. Potrivit tuturor așa. sondajelor apărute în această toamnă, PRU nu va trece de pragul de 5% de intra în Parlament. Aveți alte sondaje? Eu am, în primul rând, avem și sondaje și vă spun eu despre ele. Eu am și o experiență personală. Voi începe cu experiența personală. La alegerile de la Brașov, vă spuneam mai devreme, eu am fost 15 candidați. Eu eram tot, toate sondajele, toți experții, toți sociologii, toți prietenii, toți dușmanii, toți adversarii, toți brașovenii, mai puțin cei 10.000 care m-au votat, îmi spuneau nu te băga, o să ieși pe locul 16 din 15, te faci de râs, mai bine, nu, gândește-te la altceva, întoarce-te în PSD. Eu am stat în zi, fiecare zi pe stradă, m-am văzut cu oamenii, am făcut o campanie corectă, le-am arătat proiectele în care cred, m-au votat oamenii. Sondajele, nici nu mă, nu sondaje. Acum, revenim la Partidul România Unită. Există sondaje care arată așa. În septembrie, Partidul România Unită avea 1,5%. Atâta era bazinul Partidului România Unită după alegerile locale. Partidul România Unită a candidat la alegerile locale în doar o șesime din uh, teritoriul României și a luat 0,4-0,5% la nivel național. Și acum? Bun. Acu nu, a luat 1,4%, 1, îmi cer scuze. 1,4% a luat, deci cea, dacă ai fi mulțit cu 6% erau vreo 6-7%. În septembrie aveam 1,5%. A urmat valul de uh, transferuri, să le spunem, de parlamentari la Partidul România Unită din septembrie. Vă se aminte? Două săptămâni, trei săptămâni știrile începeau să terminau cu Partidul România Unită. În octombrie eram la 3,5. Iar cel mai nou sondaj din 1-7 noiembrie al CCSB, un institut rezonabil și respectabil, necomandat de noi, atenție, ne dă la 4,2%. Eu am învățat în lumea asta că e mai important să știi de unde vii și încotro te drepți decât unde ești la un moment dat. Eu sunt convins că Partidul România Unită va fi surpriza plăcută pentru mulți la aceste Ce veți face dacă arege. nu veți fi votat partidul, dumneavoastră personal? Nu știu, nu m-am gândit până acum. Nu, nu, iau în calcul această situație și vă spun sincer că noi în acest moment suntem în, în focurile campaniei, avem o echipă super mobilizată, nimeni nu se gândește la acest lucru. Și ultimele întrebări la care vă rog să răspundeți cât puteți da. de repede. Direcția Națională Anticorupție ar trebui întărită sau din contră? Întărită. Întărită. Da. Ar trebui eliminat filtrul parlamentar în ceea ce privește cercetarea penală a senatorilor și deputaților pentru fapte de corupție? Nu există acest filtru. Vă să dau câteva exemple. Doamna Rițe și domnul Becali au fost arestați și trimiși la închisoare din calitate de parlamentar pentru începerea urmăririi penale. Există nu, acest deci film. Eu, vă spun nu că eu, am, eu, am, văzut parlamentari. Ex există acest filtr. Eu am văzut parlamentari. Păcați la închisoare direct din parlamentar. Atât, tot. Stați puțin, pentru, nu pentru uh, fapte săvârșite în calitatea lor în timpul mandatului. Da. Nu, da. eu vă întreb pentru uh, cei care se află în funcții, pentru parlamentarii care se află în funcție. Erau în funcție. Și Riții și Becali erau în funcție când i-a arestat. Deci eu, vă, eu, eu, eram acolo în sală. Am, Poate că nu mi-aduc aminte. Și atunci, el... pentru doamna Udrea sau pentru mulți alți parlamentari, ce-ați votat dacă ziceți că nu Dan... există acest filtru? Păi am votat. Fie... Acum, votul e secret, dar vă spun de asta că mereu am votat nu, pentru nu DNA în întreb asta. Nu Ok. Da. Deci asta vă întrebam, dacă ar trebui eliminat acest Da, sigur că da. n-am Credeți că domnul Sebastian Ghiță ar trebui să mai facă parte din următorul parlament? Dacă Sebastian Ghiță va fi condamnat, nu. Dacă Sebastian Ghiță se va dovedi că este doar hărțuit cu 5 dosare penale, da, trebuie să facă. De obicei donați cei 2% din impozitul de... Mereu îl donez. Unde? De obicei la murt, la Brașov. Și ultima întrebare, cât vă costă campania electorală? Suntem vai de capul nostru. Cred că am reușit să strâng și eu 10.000 de lei și am pus... Vreo 5.000 trebuie să mai pun zilele astea, vreo 5.000 de lei, până pe 8 să facem partid. toate plățile la partid, da. Ata a, și pe mine. De unde? Doamne. Mă, măcar 5.000 de lei, măcar sunt a economii uh, din toamna asta, și, din păcate, uh, guvernul tehnocrat ne-a păcălit cu banii de la locale. Au spus că ne returnează banii de la locale. Eu mă bazeam pe acei bani ca să facem campanie în toamnă. Ne-a păcălit, domnul Cioloș. Domnule Mihai Sturzu, uh, succes în campanie. Mulțumesc foarte mult, Sărnăna. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.